O tragedie zguduie comuna Udești după ce o tânără în vârstă de 32 de ani a fost găsită spânzurată în propria hală situată în satul Poieni. Incidentul s-a petrecut luni seară în jurul orei 21:40, când polițiștii secției rurale Ipotești au primit un apel de urgență la numărul unic de urgențe 112, în care era semnalat că o femeie s-a spânzurat. Ulterior cercetărilor efectuate s-a stabilit că tânăra originară din Bosanci s-a deplasat singură cu autoturismul în satul Poieni în cursul zilei de luni. Hala, care în trecut era utilizată ca depozit de materiale de construcții și se afla în proprietatea sa, a devenit locul tragic al finalului său. Membrii familiei, îngrijorați de dispariția tinerei, au început căutările, iar una dintre primele locații în care au mers a fost acea hală. Din nefericire, descoperirea făcută în interior a fost cutremurătoare. Apropiații au declarat că în ultima perioadă tânăra părea profund tristă și se retrăgea des la hala din Poieni care îi aparținea. În conformitate cu procedurile legale, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă ancheta în acest caz tragic, așteptând și rezultatele necropsiei pentru a aduce mai multă claritate asupra circumstanțelor care au condus la acest eveniment trist.